Salut, prieteni, bine ați venit la episodul numărul 3 din proiectul meu de a reproduce gulzi în afara sezonului de reproducere, adică în această perioadă. În episodul de astăzi o să verific ouăle să văd dacă sunt fertile. Adevărul e că acum 2 zile m-am întors eu acasă din vacanță, din concediu, și am verificat cuiburile, că așa trebuie, și la perechea de gulzi cu capul negru am văzut că sunt 6 ouă. Aici, la perechea de gulzi mascul cap roșu, femelă galbenă, nu știu unde, probabil în cuib, erau 3 sau 4, iar sus la eritrocefala erau 5 ouă, ceea ce m-a mirat, pentru că la perechea anterioară, adică părinții masculului, cel cu cap roșu, am avut mereu la fiecare pontă doar câte 4 ouă. Bun, mi-am luat unealta. Verificarea o să o fac cu această lanternuță. Dacă și funcționează, aproape că funcționează. Bun, și o să vă arăt cum verific eu ouăle. Nu le scot din cuib. O să fiu cât mai rapid, și așa le-am făcut curat acum și le-am cam deranjat, le-am cam speriat de la cuib. Să fie un video scurt, cât de scurt pot eu. Așa că hai să vedem cu primul cuib ce este, de la eritrocefala. Pun pauză pentru că îmi trebuie ceva pe care să mă urc ca să ajung la cuib. Revin. Astea ouăle de eritrocefala sunt ușor mai mare față de restul păsărilor și s-ar putea să am noroc să fie cel puțin 3 fertile. Nu pot să vă arăt acum din poziția asta cu lanternuța, dar vă arăt la gulzi. Și oricum o să fac update, o să văd ce se întâmplă pe viitor. Bun, gulzii galbeni, mă rog galbeni, femela galbenă. Care au 2, 4, 6 ușoare. Bun, deci perechea aceasta de gulzi. În fine. Ia să vedem. Fertil. Nu știu dacă se vede aici, dar mai jos sigur o să am o poziție mai bună. Fertil. Cel puțin 2 fertile, cel puțin 3 fertile și eritrocefala și gulzii abia au început clocitul și probabil de asta nu pot să văd la toate păsările, eu la toate ouăle, pardon, stadiul lor. Această pereche de gulzi cu cap negru au început clocitul mai de acum vreo săptămână și sigur o să putem vedea exact stadiul ouălor. Am ce cuib! Și l-au tot făcut și l-au tot rotunjit. Bate lumina aici, îmi cer scuze, dar lumina e importantă. Ia să vedem. Cât mai rapid, cât mai puțin invaziv. Bun. Astea sunt poate 6 fertile. Nu știu dacă se vede. Au o tentă roz roșiatică și practic se vede embrionul. Da, sunt fertile. Se vede embrionul în ele. Nu știu pe video cât se vede, dar am pe canal alte videouri cu embrion din nou. O să las link-ul în descriere. La pescăruși aici nimic, aici m-au supărat, s-au obișnuit să facă ouăle în tavă și văd că nu le mai place cuibul. Am spălat tava și erau niște ou. Și la perechea asta altă, femeluța are 2, măcar am cu ce să schimb în caz că e nevoie. Bun.
cam asta ar fi. O să urmăresc eu îndeaproape eritrocefala, adică pereche de aici, pentru că bar n-am ce au de gând. Sunt destul de sperioși și de fiecare dată când intru părăsesc cuibul, dar am văzut că sunt fertile ouăle, deci e bine. Perechea de aici de gulzi. Am obișnuit un pic cu mine, nu mai sunt așa speriați. Nu pot să zic că am emoții, nu știu ce are în cap masculul, dacă o să arunce pui, că o să o moare. Femela crește foarte bine, deci are vreo 3 ani și a crescut câteva serii de pui. Îi hrănește, îi îngrijește, e perfect, clocesc bine. Și la ăștia negri la fel, mă rog, negri cu cap negru. Femela e crescută de părinții natural, masculul nu, dar femela este la prima pontă. Clocesc foarte bine, ambii, nu sunt așa speriați, dar o să văd. Momentan m-am hotărât să le las ouăle și să încerc să fiu pe fază în legătură cu puii. Dacă o să-i arunce din cuib și o să-i găsesc zi, să-i pun la pescăruși. Momentan am zis să las ouăle, deși nu am timp de încercări, pentru că probabil e singura pontă pe care o să am vara asta de la ei. O să-i las să văd dacă reușesc să ducă puii, să-i crească, să-i pună pe bețe. Mai am eu un cuib de verificat, dar mi este foarte greu și o să înțelegeți de ce. Iarăși revin. O să vreau să verific cuibul de la Burk, perechea mea de papagali. Femeia este înăuntru, în cuib. E o bună mamă, tot vreo 3 ani are și ea. Acesta e masculul, e tânăr. Am mai avut eu o pontă, dar ouăle au fost sterile. Atunci am reușit să le verific, acum nu. Clocesc deja de vreo săptămână și un pic, mă rog, femeia la clocește. Dar nu am reușit să le verific, o să vă arăt de ce. Este o mamă foarte bună și n-am nicio șansă să o dau de pe ouă, să văd ce are sub ea. Pur și simplu nu vrea. Nu o să o stresez prea mult, pentru că știu că dacă sunt ouăle bune, ouăle fertile, ea va crește puișorii foarte bine. Acum 2 ani mi-am mai crescut 5 pui singură, pentru că masculul a murit și singură a pus pe bețe, mă rog, 3 dintre ei, pentru că 2 s-au îmbolnăvit între timp, dar oricum am fost uimit, pentru că eu sunt obișnuit cu exoticele, cască un partener dispare, nu se va mai întâmpla nimic cu pui. Bun, cam atât pentru astăzi. Se pare că ouăle fertile sunt la toate 3 cuiburile. Am hotărât să le las, exotice mă refer, am hotărât să le las la părinții naturali și o să fiu foarte atent în perioada de eclozare să văd ce se întâmplă cu puișorii, dacă sunt hrăniți, dacă sunt aruncați din cuib, să iau, să-i pun sub pescăruși. Săptămâna viitoare, probabil că vor ecloza pui de la perechea de gulzi cu cap negru. Deci va fi un update scurt, să vedem ce s-a întâmplat sau ce o să se întâmple cu puișorii. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru urmărire și ne vedem sau ne auzim în episodul următor. Probabil videoclipul următor o să-l fac cu păsările sălbatice. Proiectul meu de a filma sau a fotografia toate păsările sălbatice, toate speciile, pardon, că n-am cum să fotografiez sau să filmez toate păsările, toate speciile de păsări sălbatice din România. Și acolo fac un intro cu mine pe balcon. Vă doresc toate cele bune și ne vedem în videoclipul următor. O zi bună! Cocoțat la cuibul de la Burci,
la papagali, am observat o chestie la această familie de binseni. Astea sunt părinții și cei fără culoare pe cap sunt pui. Am observat asta. Un ou și orion, nu le-am mai pus cui pentru că nu mai vreau să reproduc, dar mereu fac chestia asta. Dacă ei vor, găsesc o cale. Mă rog, o să-l iau și o să-l pun sub pescăruși. Mai văd un ou ușor acolo în tava cu dejecții. O să văd dacă-i spart și o să încerc să-l recuperez. L-am însemnat cu un X, carioca gri, să nu fie foarte murdar. Din păcate, ouul din tava cu dejecții era spart și am mai găsit unul. Deci cred că ar trebui să le pun cuib la binsen să își facă ei treaba liniștiți. S-a însemnat, o să-l iau și o să-l pun aici la perechea de pescăruși. Cine știe? Așa procedez mai mereu. Când găsesc ouă, le pun la pescăruși, dacă sunt șanse pentru pui bine, dacă nu, iar bine, eu am încercat. Nu suport să știu că cineva are o șansă și eu nu o acord. Bun, mai fac o dată outro. Vă mulțumesc pentru urmărire și ne auzim sau ne vedem în episodul următor. Toate cele bune, prieteni!